Copiii merg din casă în casă în prima zi anului an și vestesc gazdelor prosperitate și împliniri. Deși în mediul urban tradiția este mai puțin urmată față de mediul rural, românii încearcă să ducă mai departe vechile obiceiuri și își învață copiii să sorcovească. Cumpărați sorcovă? Respectați tradiția? Păi da, bineînțeles. Mergi la sorcovii de anul? Da. În fiecare an? Da, păi. Mergeți cu cea mică, cu sorcova? Asta îmi place să fac. Îți place să mergi cu sorcova? Da, foarte mult. În fiecare an mergi? Da. Da, este tradiția cu sorcova, cum să nu? Trebuie să meargă copiii ca să bucure că este Revelionul și se termină, trecem pe anul viitor. În fiecare an merge cu sorcova? Merge. În fiecare an, cum să nu? Abia așteaptă să vină să meargă cu sorcova. Da, da, da. Îți place să mergi cu sorcova? Da, îmi place mult. Mergi în fiecare an? Da. Umblatul cu sorcova reprezintă bucuria copiilor, care poartă o crenguță înmugurită de copac sau o sorcovă confecționată dintr-un băț, în jurul căruia s-au împletit flori de hârtie colorată. Numele de sorcovă vine de la cuvântul bulgar surov, verde fraged, aluzie la ramura abia îmbobocită, ruptă odinioară dintr-un arbore. Înclinată de mai multe ori în direcția unei anumite persoane, sorcova joacă întrucâtva rolul unei baghete magice, înzestrată cu capacitatea de a transmite vigoare și tinerețe celui vizat.